Andreea, Sorin Hognogi, vicepreședintele PNL Bistrița și primarul comunei Spermezeu, e în mijlocul unui scandal de amploare după ce a fost filmat în timp ce l-a luat la bătaie pe angajatul firmei tatălui său. În imaginile surprinse de camerele video de supraveghere se poate observa cum edilul lovește pe bărbat cu pumnii, iar la un moment dat bărbatul se dezechilibrează și cade peste o masă. Mai mulți martori au intervenit pentru a-i opri pe cei doi. Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc în luna februarie, însă imaginile au fost făcute publice abia acum. Momentan nu se cunoaște cu exactitate motivul pentru care primarul a ales să recurgă la acest gest. Am văzut imaginile, iar Sorin Hognogi, vicepreședintele PNL Bistrița și primarul comunei Spermezeu, este în direct cu noi la știrile dimineții. Mulțumim foarte mult! Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața dumneavoastră și celor care vă urmăresc! Ce ați avut cu omul? Ce s-a întâmplat acolo? De ce l-ați bătut? Nu consider că a fost o bătaie și un al doilea aspect, nu este un angajat al tatălui meu. A fost o situație regretabilă, mi-am pierdut cumpătul deoarece acest individ a amenințat, a hărțuit și a înjurat de nenumărate ori familia mea, soția mea. Și atunci când este vorba de familie, unul își pierde cumpătul. Am depus plângere la parchet împotriva actelor de violență la adresa familiei mele. Mi-am cerut scuze victimei și regret încă o dată cele întâmplate, deoarece niciodată în viața mea nu am dat o palmă nimănui până în momentul de față când a fost hărțuită familia mea. Ce înseamnă hărțuită? Ce au pățit membrii familiei dumneavoastră din partea acestui bărbat pe care se vede, ne permiteți să spunem asta, se vede în filmare că-l loviți? Așa este, a fost hărțuită, înjurată pentru că dânsul consumă frecvent alcool și de nenumărate ori. Dați-mi faptul că eu plec uneori în delegație, familia mea și copiii rămân singuri acasă și atunci când este vorba despre familie, unul nu știe cum reacționează. Comunitatea mă cunoaște, n-am fost un om agresiv niciodată și niciodată nu voi deveni. Doar că aici a fost vorba strict despre familia mea. Dar ce ați crezut că veți rezolva luați la bătaie? Încă o dată regret, m-am gândit că în felul următor nu va ajunge să calce pe la casa mea vreodată, dar trebuia să aștept să-și facă instituția de abilitate treaba și să nu reacționeze așa. Regret cele întâmplate. Aveați deja plângeri depuse la poliție pentru acțiunile de hărțuire în momentul în care ați mers să îl confruntați? Nu aveam niciodată, nu am depus numai după acest incident plângere la poliție. De ce n-ați făcut asta? De ce n-ați apelat la autorități, la organele abilitate înainte să mergeți să o faceți dreptate singur? Încă o dată regret, a fost vorba despre familie și nu am crezut că voi reacționa vreodată în felul acesta. Din imaginea pe care le urmărim în acest moment, domnule Hognogi, pare că bărbatul era în stare de ebrietate în momentul în care a avut loc acest incident. Ne puteți confirma? Da, bărbatul respectiv este frecvent în stare de ebrietate și de fiecare dată înjură familia mea și o amenință. De fiecare dată și frecvent este în stare de ebrietate. De ce credeți că vă agresează membrii familiei? Spuneați că se întâmplă aceste acte și când sunteți plecat? Nu, cred că are probleme, dânsul nu știu. E nemulțumit de activitatea dumneavoastră? E un simplu cetățean care are probleme de rezolvat? Sau da, este un simplu cetățean. În primul rând nu știu dacă el este mulțumit de activitatea mea. Cetățenii comunei sunt convins că sunt mulțumiți pentru că mă cunosc foarte bine și nu mă știe comunitatea ca și o persoană agresivă absolut deloc. Pentru că niciodată n-am dat o palmă nimănui. Până acum n-am auzit că deja a fost prea mult. V-ați gândit să-i faceți plângere la poliție? Nu, deci realitatea aceasta, trebuia să fac plângere anterior a se ajunge la ceea ce vedeți și dumneavoastră, nu am făcut-o, regret că nu am făcut înainte, fără să ajung să se întâmple ceea ce vedeți dumneavoastră, dar încă o dată, atunci când este vorba despre familie, unul se pare că nu știe cum poate reacționa și aici vorbesc strict despre mine. Ce nu credeți? Nu am știut cum ar putea reacționa când este vorba despre familia mea. Ce le-ați spus copiilor dumneavoastră despre reacția dumneavoastră? Pentru că nu e un model extraordinar asta. Așa este. Nu am avut ce să le spun pentru că ei au văzut că regret lucrul acesta și încă o dată, inclusiv victimei, după o săptămână mi-am cerut scuze. Pentru că eu n-am reacționat niciodată în viața mea așa. Mulțumim, domnule primar, că ați intrat în legătură directă cu noi și